Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Totul s-a schimbat în acel moment. Mi-am acceptat misiunea, m-am căsătorit cu Maria. La fel cum a procedat Dumnezeu cu Maria, dezvăluindu-i planul său de mântuire a omenirii, i-a dezvăluit planurile sale lui Iosif prin intermediul viselor, care în Biblie, ca și la toate popoarele antice, erau considerate unul dintre mijloacele prin care Dumnezeu își manifesta voința. Răspunsul său a fost imediat. Când s-a trezit din somn, a făcut așa cum îi poruncise îngerul. Prin ascultare, și-a învins drama și a salvat-o pe Maria. Cuvintele Papei Francisc din scrisoarea sa apostolică Patris Corde. Răspunsul pozitiv la chemarea lui Dumnezeu de a deveni tatăl purtător de grijă al lui Isus, Sfântul Iosif l-a manifestat în mod concret aici, în orașul Nazaret din Galileea, foarte aproape de locul în care Fecioara Maria a primit și ea vestea îngerului, unde astăzi se află Bazilica Bunei Vestiri. De fapt, în apropierea bazilicii se află casa Sfintei Familii și locul unde muncea Sfântul Iosif. Benvenuti a Nazaret, benvenuti nella casa di San Giuseppe, in questa... Bine ați venit la Nazaret! Bine ați venit în casa Sfântului Iosif, în această biserică dedicată Sfântului Iosif. Doi sunt evangheliștii care vorbesc despre copilăria lui Isus și despre vestea îngerului. Luca preferă vestea adusă Mariei, Bazilica Bunei Vestiri, întreaga biserică cu arta ei, care este și rezultatul studiului mariologiei, al Sfintei Scripturi și al teologiei, vorbește despre această veste adusă Mariei, relatată de Sfântul Luca. Matei, pe de altă parte, preferă vestea adusă Sfântului Iosif. L'annunzio a Giuseppe ci narra la l'annunciazione a San Giuseppe. Putem vorbi despre daul Sfântului Iosif ca despre o participare activă la misterul răscumpărării. De aceea Iosif este numit păzitorul răscumpărătorului. Sfântul Iosif intră în istoria mântuirii tocmai prin participarea sa activă, prin daul său. Este foarte important să recuperăm acest da al Sfântului Iosif în zilele noastre. Sfântul Matei ne ajută pentru că vorbește tocmai despre acest om drept, Sfântul Iosif, care a participat cu umanitatea sa și a dat adeziunea prin daul său. Con la sua umanità lui ha detto il suo sì. Certamente e dobbiamo capire com'era il tempo di Gesù, il periodo del matrimonio erano due fasi, era erosiminus in una parte la prima. Trebuie să înțelegem cum era în timpul lui Isus. Perioada căsătoriei era împărțită în două etape, erosin și nisuin. Prima parte a fost un contract, ei trăiau deja cu un angajament, dar nu locuiau împreună. Iar anunțul către Maria și Iosif are loc tocmai în această perioadă de erosin, perioada contractului. Ei nu locuiau încă împreună, dar aveau deja angajamente unul față de celălalt. De aceea această veste a fost atât de șocantă. Și Iosif s-a gândit, conform Torei, Sfintei Scripturi, putea să o renege în secret, fără să spună de ce, pentru că în caz de adulter, pedeapsa ar fi fost lapidarea femeii, așa că nu a vrut să-i facă rău Fecioarei Maria. El hotărâse să o repudieze în secret, lucru prevăzut în Cartea Proverbelor și, de asemenea, în Levitic, dar după anunțul îngerului a acceptat această paternitate cu toate consecințele ei. Acest da al lui Iosif a avut consecințe în viața lui, în viața Mariei, în viața Sfintei Familii, dar și pentru noi, pentru că s-au deschis porțile mântuirii. A avut le consecințe nella sua vita, nella vita di Maria, nella vita della Santa Famiglia, ma anche le sue conseguenze a noi, perché sono state aperte le porte della salvezza. Când l-am luat în brațe, nu reușeam să-mi stăpânesc emoția. Mi-au dat lacrimile. Mi-a fost dat din ceruri ca să am grijă de el și să-l protejez. Ah, băiatul meu, am fost binecuvântat de unicul Dumnezeu. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că în viața mea simplă, providența se va comporta în acest fel. Ce aș putea să-i ofer eu Fiului lui Dumnezeu? Meseria mea? Credința mea? Dragostea mea? Da, dragostea mea.
Acceptând planul divin, Sfântul Iosif a devenit colaborator împreună cu Maria și martor ocular al întrupării cuvântului. Sfântul Iosif este colaborator în misterul întrupării, în misterul răscumpărării. Sfântul Paul spune că suntem cu toții colaboratori ai lui Dumnezeu, iar Iosif este primul colaborator împreună cu Fecioara Maria. Din acest motiv nu este corect, nu ar fi bine să-l numim tată adoptiv, să-l numim în schimb tată purtător de grijă, să vorbim despre paternitatea legală a Sfântului Iosif. De ce? Este paternitatea lui Dumnezeu, încredințată lui Iosif. Dumnezeu este cel care îi încredințează această paternitate. Papa Francisc, în Patris Corde, spune că Iisus a experimentat tandrețea lui Dumnezeu în Sfântul Iosif, această paternitate a lui Dumnezeu pentru Iisus și apoi pentru întreaga biserică. Pentru că Iosif este patronul Bisericii Universale, este păzitorul Bisericii Fiului Său, datorită cooperării sale active în mister. Acesta este misterul întrupării, îl numim mister pentru că este rodul daului uman al Mariei și al cooperării umane a lui Iosif. Și-a asumat această paternitate cu multe provocări, călătoria la Betleem, fuga în Egipt, întoarcerea la Nazaret, munca pentru a hrăni și a întreține această familie. Este o cooperare pentru că acest copil, acest adolescent în creștere, acest tânăr pleacă în misiunea care îl va duce să moară pe cruce și să învie pentru noi toți. Iar Sfântul Iosif a cooperat la creșterea umană a acestui fiu, a cooperat la creșterea limbajului uman al acestui fiu și, de asemenea, la cunoașterea Scripturii, pentru că l-a învățat pe Iisus, Yeshua, Tora. Tatăl a fost cel care l-a dus pe copil la sinagogă. El a fost cel care l-a introdus în cunoașterea cuvântului. Sfântul Iosif a cooperat cu toată umanitatea sa, cu toată viața sa, cu toată dorința sa de mântuire, pentru că și el, împreună cu tot Israelul, îl aștepta pe Mesia. Israele attendevano il Messia. Uneori mă întreb cum am putut să mă îndoiesc. Dar ca om trebuia să fiu sigur că Dumnezeu a vrut să se manifeste lumii prin urmașii mei. Eu sunt din neamul lui David, am așteptat atât de mult timp împlinirea promisiunii că un mântuitor va veni la noi. Dar credința are limitele ei și numai prin intervenția divină noi, ființele umane, suntem capabili să mergem înainte, asumându-ne promisiunea lui Dumnezeu și mergând alături de Dumnezeu. Urmaș al regelui David, cast, tăcut și harnic, Iosif și-a trăit paternitatea într-o viață ascunsă în Nazaret. Allora, noi siamo nella chiesa di San Giuseppe. Siamo qui Ne aflăm în Biserica Sfântului Iosif, unde era casa Sfântului Iosif. Ne bazăm pe tradiții străvechi. Avem un baptisteriu iudeo-creștin, rămășițe ale unei biserici bizantine și ale unei biserici cruciate. Cea actuală datează din 1911. În scrierile vechi citim că episcopul Pelerin Arculf a vizitat biserica numită atunci a Hrănirii în anul 680. Este foarte probabil ca aceasta să fi fost aici. De aceea, noi, franciscanii, păzim acest loc. Sanctuarul a fost numit Sanctuarul Hrănirii, deoarece de aici Sfântul Iosif a plecat să lucreze în orașul grecesc Seforis și, cu siguranță, l-a luat pe fiul său adolescent Iisus pentru a experimenta munca. Acesta este motivul pentru care Sfântul Paul al VI-lea a numit această biserică Sanctuarul Muncii. San Paolo VI chiamò questa chiesa di santuario del lavoro. Sfântul Iosif a fost un tâmplar care a muncit cinstit pentru a asigura traiul familiei sale, a spus suveranul pontif. De la el, Iisus a învățat valoarea, demnitatea și bucuria faptului de a mânca pâinea care este rodul propriei munci. San Giuseppe lavoratore, come dicevo, San Paolo VI chiamò questo. Sfântul Iosif muncitor. Așa cum spuneam, Sfântul Paul al VI-lea numește acest loc Sanctuarul Muncii. Este cu adevărat emoționant să ne imaginăm că de aici Sfântul Iosif a plecat la muncă în orașul grecesc Seforis și l-a luat pe Iisus cu el. Găsim urme umane, să spunem așa, reflexe ale educației umane pe care Sfântul Iosif a transmis-o fiului său, Iisus din Nazaret.
În orașul grecesc Seforis locuiau împreună evrei și romani. Astfel, putem vorbi deja de Sfântul Iosif care ne deschide spre o fraternitate, pentru că ei munceau la toți oamenii. Mergeau și în casele celor care nu erau evrei, care nu erau de neam evreu. Fiind meșter, Sfântul Iosif mergea să lucreze în casele oamenilor și, prin urmare, își găsea timp să le vorbească și să îi asculte. Ei i-au vorbit lui Iosif despre posibilitățile lor economice, dar și despre problemele lor. Cu creativitatea sa de meșter, el realiza lucrările solicitate. La Iisus găsim aceste urme umane în parabole, când Iisus vorbește cu simț practic, cu claritate, cu acea creativitate specifică unui meșter. De aceea este bine să recuperăm această imagine a muncitorului. Să amintim că, la fel ca și ceilalți meșteri, ei lucrau cu ziua în orașul Seforis, iar în parabolele lui Iisus vedem reflectată această experiență. În aceste vremuri dificile, Sfântul Iosif, muncitorul, ne învață că economia trebuie să fie în slujba omului. Sfântul Luca este deosebit de atent să sublinieze faptul că părinții lui Iisus au respectat toate prescripțiile legii, riturile circumciziei lui Iisus, purificarea Mariei după naștere, oferirea fiului întâi născut lui Dumnezeu. Fiind capul familiei, Iosif l-a învățat pe Iisus să fie supus părinților săi, supus poruncilor lui Dumnezeu. De-a lungul vieții sale ascunse în Nazaret, la școala lui Iosif, a învățat să facă voia tatălui său. Această voință a devenit hrana lui zilnică, a reiterat papa. Continuă papa Francisc, Iosif l-a văzut pe Iisus crescând zi de zi în înțelepciune, în vârstă și în har, în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Așa cum a făcut Domnul cu Israel, așa l-a învățat să meargă ținându-l de mână. Noi ci domandiamo, ma noi troviamo riflessi, tracce? Psihologii și antropologii spun clar că în copii găsim urme, reflexii, caracteristici ale părinților. Așa cum Iosif vorbește puțin și acționează, pleacă în Egipt, se întoarce din Egipt, lucrează cu hotărâre, tot așa și Iisus a fost hotărât. Vorbește clar și se îndreaptă cu hotărâre spre Ierusalim. Vorba voastră să fie da, da, nu, nu, spune Evanghelia după Matei. Găsim această fermitate în Iisus din Nazaret. Este fermitatea unuia care a avut un tată hotărât, un tată care știa ce are de făcut. Lavora con decisione, autodeterminazione. Per questo Gesù era autodeterminato. Il tuo sì sia sì. De asemenea, găsim și o sensibilitate față de femei. În Evanghelia după Matei, citim că Iosif a vrut să o lase pe Maria în secret. Cu alte cuvinte, el însuși ar fi vrut să-și asume vina, o pată, ca să spunem așa, pe bărbăția lui, pentru că a lăsa în ascuns însemna că oamenii nu vor ști ce s-a întâmplat. Al Vangelo di Matteo, Giuseppe voleva ripudiarla in segreto, in altre parole, avrebbe preso lui la colpa, la macchia sulla sua propria mascolinità o la sua idoneità, diciamolo così. Ei ar putea spune, vezi, Iosif a înșelat-o pe biata fată, sau era din alt oraș, nu era din Nazaret, vezi, nu putem avea încredere în străinii. Așadar, el atrage vina asupra lui. Găsim la Iisus o sensibilitate față de femei, față de femeile cele mai fragile, față de copii. Găsim aceste urme umane în Iisus din Nazaret. De la cine a învățat această blândețe? De la Iosif. Îl descoperim pe acest Dumnezeu întrupat, atent la ceilalți și știm că de la Iosif a învățat să fie atent cu oamenii, mai ales cu cei mai vulnerabili. Da chi ha imparato questa tenerezza? Da Giuseppe. E troviamo questo Dio incarnato, Gesù di Nazaret, attento. E sappiamo che ha imparato da Giuseppe ad essere attento, ad essere, a non giudicare le donne, ad accogliere le persone, soprattutto i più. Tată purtător de grijă al lui Iisus și soț al Fecioarei Maria, Sfântul Iosif era fidel și chemării la viața matrimonială.
Scumpa mea Maria, nu mi-am imaginat că acest da va fi atât de plin, încă atât de proaspăt, dar ai înfruntat cu curaj provocarea pe care ți-a făcut-o cerul. Așteptam cu nerăbdare nunta noastră, dar ai venit să-mi spui că trebuie să o vizitezi pe verișoara ta, Elisabeta. Sincer, nu am înțeles ce se întâmpla în acel moment, dar aveam timp. La urma urmei, ca responsabil de această sfântă familie, trebuia să termin de construit casa noastră. Voiam să vă ofer o locuință demnă și să pot construi cu mâinile mele casa noastră. Era cadoul meu pentru Maria mea. Așa că am lăsat-o să plece și am rămas în micul Nazaret, așteptând-o cu nerăbdare. Papa Francisc a dedicat acest an Sfântului Iosif prin scrisoarea apostolică Patris Corde. Trebuie să învățăm să-l imităm pe Sfântul Iosif, să învățăm de la el acea docilitate față de cuvântul lui Dumnezeu, dar mai ales intimitatea cu Isus. În aceste vremuri dificile, să învățăm de la Sfântul Iosif cum să răspundem greutăților. Când a trebuit să fugă în Egipt și în fața dificultăților economice ale vremii, ne aflăm în timpul ocupației romane, Iosif a răspuns cu speranță, pentru că avea speranța în mâinile sale, alături de el, și această speranță era Iisus din Nazaret. Îl avem pe Iisus, o avem pe Preasfânta Fecioară Maria, avem mijlocirea Sfântului Iosif. În acest an care îi este dedicat, în timp ce ne aflăm încă în plină pandemie, în dificultățile cu care se confruntă întreaga lume, să învățăm împreună cu Iosif să răspundem cu speranță. Și vrem ca această voce să fie auzită de aici, din casa lui, din sanctuarul lui. Întotdeauna vorbim despre tăcerea Sfântului Iosif. Anul acesta însă vrem ca Sfântul Iosif să vorbească. Să vorbească în stilul lui tăcut, în stilul lui harnic, făcut din acțiuni, mai mult acțiuni decât cuvinte. Vrem să învățăm de la el cum să trăim cuvântul care aici s-a întrupat, în familiile noastre, în comunitățile noastre religioase, în unitatea familială, încercând să trăim această intimitate cu Iisus prin mijlocirea Mariei și a Sfântului Iosif. În această școală din Nazaret am văzut cât de mult a învățat Iisus de la Sfântul Iosif și cât de mult putem învăța și noi de la Sfântul Patron al Bisericii. În acest an care i-a fost dedicat de Papa Francisc, să ne rugăm pentru a primi mijlocirea sa, învățăturile sale și ocrotirea sa. Bucură-te, păzitorule al răscumpărătorului și soț al Fecioarei Maria, ție Dumnezeu ți l-a încredințat pe Fiul Său. În tine Maria și-a pus încrederea, cu tine Hristos s-a făcut om. O, fericită Iosife, arată-te ca un tată și pentru noi și călăuzește-ne pe drumul vieții, mijlocește-ne har, milă și curaj și apără-ne de orice rău. Amin.